Bucovina Frătăuții Noi a urcat pe primul loc în urma rezultatelor din ultima etapă. În runda de sâmbătă, Ionesi și compania s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-1 în fața celor de la Unirea Boroaia, iar fostul lider, Minerul Iacobeni, a pierdut cu scorul de 0-1 în deplasarea de la Volovăți printr-un gol marcat de Julei în minutul 35. La barajul de promovare în Liga a 3-a, Bucovina Frătăuții Noi va înfrunta formația Prosomeș-Feldru, campioana județului Bistrița-Năsăud. Jocul se va desfășura pe 20 iunie, cel mai probabil la Borsec. Rarăul, Câmpul Lung Moldovenesc și FC Margine au retrogradat în Liga a 5-a. CS Gura Humorului va evolua și în viitorul sezon în Liga a 4-a, doar în cazul în care Bucovina Frătăuții Noi promovează în Liga a 3-a.